Surprizele se țin lans pentru fanii Top Gear. Cea mai recentă a constat în vizionarea în avanpremiera unui film pe gustul cititorilor, cu multă viteză și adrenalină, iar distracția a continuat cu o demonstrație de pilotaj pe mașini radiocomandate. Cititorii Top Gear continuă să fie răsfățați, așa că aseară au mers la film și nu unul oarecare. Dacă a apărut un film nou cu mașini, urmăriri și împușcături, Top Gear a organizat o avanpremieră pentru toți fanii Top Gear, pentru fanii mașinilor, pentru fanii urmăririlor, pentru fanii distracțiilor. Am jucat o cursă de mașini și am câștigat invitația pentru film în această seară. Povestea oferă de toate, adrenalină, emoții, dragoste, dar mai ales... Este în principal despre mașini, cum poți să scoți fum din anvelope, cum poți să faci mult praf în urma ta, cum să fugi de băieții răi. Și dacă toți s-au antrenat, fanii Top Gear au avut parte și de o demonstrație de pilotaj cu automobile on-road, off-road și drift, realizată de piloți experimentați.